Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal, frate. Suntem aici și noaptea la iepuri. Cred că ceasul este vreo 1 și ceva. Aici am noi schimbări, o să vă arăt dimineața, filmez cu lumină. Aici am porcușorii. Aici am gata cu șca asta mică, nu o să mai deschid la iepuri pentru că este foarte frig. Și am venit pe la iepuroaie că știam că astăzi a făcut o lună de zile de când era montată. Și uitați-o, fraților. Își face cuibul. Uitați-o. Își a făcut și ieri cuibul, dar seara așa și-l face ca lumea. Ce are să ai cu mine? I-am pus și lanterna asta aici. Să vadă ea mai bine, na. Am zis că să fie. Și văd că acolo este ceva puf. Nu știu dacă se vede de acolo. O să închid, fraților. Nu o să vă arăt așa de mult. Stați așa. O să pun pe pauză și o să pun și pătura asta pentru că este foarte, foarte frig, credeți-mă. O să pun pătura asta în față la iepuroaică să nu răcească pui sau ceva. Și o să revin. Acum să nu mai spuneți că nu am grijă de iepurii mei. Ceasul este unul și ceva și am ieșit afară să văd ce face, dacă își face cuibul. O să revin după ce o să-i pună aici în față. Gata, fraților, am revenit, am pus aici pătura, are două pături. Are și nu cred că așa. Dacă i-am încercat să-i pun lădița asta, dar am crezut că o să o mute ea și n-a, că i-am pus pe ei foarte, foarte frig. O să pun și la porcușori în față. Așa, nu știu dacă pot să filmez așa de bine. Să le pun blana asta așa în față, să nu le mai fie frig. Le-o pun. Stați așa, scuzați-mă. Am întors camera, nu știu ce am făcut pe aici. Așa. Și o aud lucrând acolo la paie. Și na, acum o să revin dimineața, fraților. Să revin dimineața și să dacă nu o să fete până dimineața, dar eu sunt sigur că și aseară pe la ora 5 a început să-și facă cuib și uitați cât de frig este. A aburit și tabla, uitați. Înghețate, uitați aici. Na, o să revin dimineața, fraților, la 7, dacă o să fete, dacă nu, o să revin după ce o să revin de la școală. Fraților, numai ce am ieșit și eu acum de la școală și am venit acasă și vreau să vă arăt aici ce s-a întâmplat cu iepuraica. A fătat. Patru i-am găsit morți, deoarece i-am găsit, unul era cu malformații, nu știu ce am văzut acolo dimineața, că i-am luat și am aruncat. Și nu știu cât am rămas, stați așa să vă. Și arăt să scot iepuraica de aici. Iepuraica a slăbit, credeți-mă, că a slăbit un ultimul hal. Mă, stai aici, mă. O mângâiem puțin să luăm așa mirosul de la ea. Ia să vedem că miroase, nu. Să luăm așa măcar mirosul de la ea. Așa. Și acum haideți să vedem ce e aici. În cuib. Uitați și voi. Avem așa. Un iepure. Doi. Trei. Patru. Avem 6 iepurași. 7 avem. 7 bucăți. Avem 7 bucățele și cu 4 care au murit. 11 bucăți am avut, dar restul au murit, dar asta este. Mă mândresc cu ăsta 7. Mă mulțumesc, nu că mă mândresc. Cam asta ar fi chestia care o fata de puraica. Aici încă e puraica. E californian. Aici masculașul meu. Nebunul tati. Și porcușorii așa. Au, le-am pus așa. Deoarece dimineața era foarte frig și am zis că o să aibă aici în față ei. Tati aici și pe ei. Au așternut. Au mâncat tot.
ce le-am dat. Și na, acum sper să trăiască ăștia. Ei, fraților, cu voi a fost Alex. Ne vedem clipul următor. Pa, pa!